Iată-ne, stimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Gimp, invitatul nostru de astăzi, domnul Eugen Marieș, administrator public al orașului Hatzeg. Am discutat câteva aspecte în prima parte a emisiunii, cu siguranță veți mai fi invitat și în alta, pentru că nu o să ne ajungă timpul să discutăm cel puțin tot ce mi-am propus eu. Tema emisiunii, Hatzegul pe loc sau înainte, vreau să batem puțină monedă pe chestia asta, pentru că încă nu mi-ați răspuns. Mi-ați spus că, da, teoretic au fost ceva pași, mi-ați vorbit despre viteza melcului, mi-ați spus în același timp că se puteau face mult mai... Că trebuie făcută diferența între viteza... Am spus că dacă am spune că s-a stat pe loc sau s-a mers cu viteza melcului, am fi răutăcioși. Așa. Păi și cum a fost cei care, s-a mers cu viteza cei melcului? Cei care mă analizează și mă urmăresc o să spună, da, spune că a fost viteza melcului folosită sau pe loc pentru că este supărat că a fost exclus din PNL și nu mai face parte din echipă. Că discutăm... Nu, este o altă problemă. Din punctul meu, sunteți administrator public. Despre ce vorbim aici? Da. Hai să nu mai răspundem. A avut loc o evoluție la nivelul orașului Hatzeg pentru că s-au demarat, s-au finalizat unele proiecte, sunt altele în curs de finalizare, dar pot să spun cu seninătate că nu toate și-au atins obiectivele și scopul scontat. Care? Multe din ele. O să le luăm în emisiunea noastră următoare, dacă mă veți mai invita, o să le luăm pe toate pe rând. Și o să le disecăm de la momentul în care s-a redactat studiul de fezabilitate, proiectul pentru execuția lucrărilor și felul în care arată. Și atunci, cum rămâne cu tema emisiunii? Cum e? Pe loc sau înainte? Înainte. Deci, cu toate... Înainte ca rusul. Nu neapărat ca rusul. Înainte. Ia, mai punem una la... Pe loc sau înainte cu viteza melcului? Nici pe loc, nici cu viteza melcului, da. Bancul ăla cu trei viteze, încet, foarte încet și... Marșaler? Pe loc. Nu. Deci este o evoluție la nivelul orașului Hatzeg, pentru că, mă repet, nu sunt... Ați sau nu în urma altora? Noi n-ar trebui să ne comparăm cu alții. Cum să nu? Totdeauna pentru un rezultat pozitiv trebuie să faci o comparație. Analiza cea mai pertinentă cred că o pot face cetățenii din oraș. Felul în care ei simt diferența între ce a fost, ce este și cam ce și-ar dori să fie. Haideți, domnule, că dumneavoastră mă luați aici, mă aboliți acum. Păi acum nu vă supărați, am fost politician. Nu mai sunt. Așa. Ia spuneți-mi, care-i treaba? Până la urmă am auzit că sunteți supărat pe foștii noastră colegi, că v-a exclus din partid, din penală. Că ăsta e adevărul. Oarecum, afirmația noastră este doar pe jumătate v-am adevărată. Cer scuze. Nu e o problemă. Din moment ce am acceptat să vin la Fotoliu cu Gimp, mi-am asumat această. Nu la asta, da. Eu așa am zis, că sunteți supărat pe colegii. Sincer să fiu, din punct de vedere... Și acum le dați la joană. Nu, pentru că este prima emisiune în care am avut o abordare nu directă. Acum, ieri, alaltă, ieri, sau alaltă. Acum, din punct, și cu orice ocazie. Fiind din punct de vedere politic, om liber. Pentru că până când ești înregimentat într-o anumită structură politică, indiferent de coloratura ei, ești supus unor reguli. Prima regulă este să taci și să asculti. Omerta. Ei, eu nu am prea tăcut, sincer. Nu știu dacă am făcut bine sau nu. Nu voi tăcea nici în continuare. Și faptul că insist să rămân angrenat în această activitate publică este tocmai faptul că vreau să fiu o voce permanentă vis-a-vis de ce s-a propus, ce se face, cum se face și dacă se face bine. Bun, am înțeles. Sunteți o persoană... A fost exclus. Sunteți o persoană incomodă, ziceți dumneavoastră. Da, am fost și sunt. Eu nu vă contrazic. V-au dat afară sau v-ați dat demisia? Nu, am fost exclus, paradoxal, după toate activitățile pozitive, pentru că nu am avut niciuna care să mi se reproșeze că nu mi-am satisfăcut sarcinile impuse de partid. Exclus din partid, da? Exclus din partid, din calitatea de membru. Eu tot ce am avut ca responsabilitate față de partid, am fost din statutul de membru de partid. Nu am deținut nicio funcție politică, funcție de conducere în cadrul organizației. Am fost un simplu membru de partid care a fost recomandat să mă ocup de anumite probleme organizatorice. Pentru că am devenit incomod și mi-am exprimat cu viu grai, deschis, și am făcut o poziție vis-a-vis de felul în care evoluează de un an de zile lucrurile la nivel administrativ. Felul în care, vă spun concret, supărat că nu v-au lăsat să candidați ca primar din partea PNL-ului. Asta a fost efectul, pentru că acea cutumă care s-a realizat la Hatzeg și în evoluția lucrurilor, două mandate de primar, nimeni n-a prins mai mult de două mandate,
În cadrul discuțiilor din interiorul biroului politic, unde eram invitat, fiind administrator public, pentru a discuta și alte probleme, au apărut disfuncționalități atât în comunicare cât și în abordarea temelor. Ce asta? Câți oameni erați în biroul politic? 21. 21 de oameni. Toți 1 și 1. Toți cu capacitățile lor și cu funcțiile lor. Toți 1 și 1 în sensul de paneliștii de frunte ai Hațegul, nu? Persoanele care la momentul respectiv, în urma unui congres, cu ani în urmă, au fost desemnați să ocupe fiecare câte o funcție. Așa, și a avut loc ședința aia de birou? A avut mai multe ședințe în care, mai pe delături, mai pe din afară, mulți dintre colegi, la momentul respectiv, au apărut, mă rog, și-au exprimat nemulțumirile, dar nu deschis, vis-a-vis de faptul că nu toate ședințele de birou politic se discută în avans proiectele de hotărâri din cadrul Consiliului Local, pentru a fi dezbătute. Dar faptul că trebuie să fie așa? Păi mi se pare normal când vii ca lider să ceri un vot în cadrul Consiliului Local la consilieri, acele proiecte care se dezbat în Consiliul Local să fie discutate anticipat. Domnule, sunt benefice, nu sunt benefice, sunt prioritare. Acum, normal, eu așa văd lucrurile, normal, să vin să le prezint colegilor, că de fapt acolo suntem colegi, că toți mai mult sau mai puțin și-au adus aportul în a câștiga acele alegeri în 2016 la nivelul Consiliului Local. Păi inițiator e primarul la proiectele de hotărâre, nu? Bun, dar nici primarul, cum nici un administrator și cum nici o altă persoană nu poate face lucrurile de unul singur. De asta toți promovează munca în echipă, doar că în momentul când ajung acolo, le cam uită promisiunea de genul acesta. Și o spun cu toată sinceritatea și cu tot ceea ce mi se poate atrage după aceasta, nu tot ce se promite se face. Și adică încercați să spuneți acum că nu tot ce ați promis dumneavoastră ca și echipă ați făcut. Adică da, ne asumăm, trebuie să ne asumăm răspunderea. E formidabil. Da, stimați-vă, spectatori. Măi, tu auzi? Acolo regie, deci nu vine da, să crezi. Da, dar știți de ce? Pentru că în faza în care începem să promitem, nu plecând de la analiză concretă a stării de fapt, ca ulterior să promiți, dar nu atât de mult încât să depășești un anumit procent al promisiunilor ulterior nerealizate. Noi aici discutăm nu neapărat de promisiunile efectiv realizări la nivel de ață. Discutăm de promisiunile în cadrul echipei. A, inclusiv despre asta vorbiți. Da. Adică când vă întâlneați noastră ca membri acolo în și cadrul, facem în cadrul merge echipei, consider că toți trebuia să fim colegi, acolo unde sunt disfuncționalități, fiecare are să exprime o părere. Că ceea ce v-am spus și să vă relatez în continuare, nu este doar părerea mea. La acel moment, eu eram persoană non grata, la așa, nivelul partidului. A fost propus pentru excludere. Doar dumneavoastră? Doar eu, ca simplu membru, și a fost propunerea a mers la nivelul biroului politic județean, unde nici măcar nu a fost invitat, deși s-a spus că am fost invitat și nu am fost prezent. Mi s-a validat, sau mă rog, s-a validat acea propunere de excludere și am fost exclus. N-ați contestat-o? Am contestat-o, dar în comisia de contestație, comisia de arbitraj... Păi nu, dar în instanță, că parcă se poate nu, și nu m-am văzut, nu pot. În momentul în care eu deliberat am intrat în Partidul Național Liberal, am făcut cât cred eu că am considerat că pot face și cred că am făcut bine, nu mi se părea păi corect ce moral. Sunteți? Nu sunt la niciun partid și nu mă scriu la niciun partid. Bun, dar sunt liber, că au fost mi-a stârnit curiozitatea, îmi dați o chestie acum, cred că e exclusivitatea asta. Au fost mai mulți nemulțumiți în biroul ăla. Păi evoluția ulterioară a evenimentului în cadrul biroului organizației, sau mă rog, în cadrul echipei PNR de la Hațeg, o știți și dumneavoastră, la ora actuală. Mai mult sau mai puțin? Păi acum, dacă nu știți dumneavoastră, păi știu, cu titlul... Știu că viceprimarul, de exemplu, nu mai este în PNL sau mai este în PNL. Oficial nu se știe nimic, dar este prim vicepreședintele organizației care, la momentul respectiv... Al care organizație? Deci încă mai este prim vicepreședinte la PNL? Era. Eu nu vă pot infirma sau confirma, de 6 luni de zile, nemai fiind membru, poate chiar mai mult, nu mai rețin. Trebuie să știți lucrul ăsta. Păi, dar nu este problema mea, nu mă mai preocupă problemele partidului. Revenind la afirmația dumneavoastră vis-a-vis de excludere, vis-a-vis de faptul că am intenționat să candidez. Da, am deschis subiectul de a propune și a face o analiză în cadrul partidului și alege o persoană la nivel reprezentativ care ar putea candidat, potențial candidat la funcția de primar, iar în condițiile în care în cadrul echipei nu se găsește nimeni, să căutăm sau, mă rog, să vedem o persoană reprezentativă care poate promova ideile liberale la nivel de Hațeg și să ducă mai departe proiectele inițiate în oraș. Au fost fel de fel de discuții,
la care, după plecarea mea, am înțeles că au fost alte runde de așezate dispute. Drept urmare, din biroul politic și din lista de consilieri, o mare parte din membrii au exilat din partid în alt partid. Și-au dat demisie sau ce? Nu este confirmată, pentru că în momentul în care îți dai demisie din partid, atrage după sine, conform legii administrației publice locale, pierderea statutului de consilier prin anunțul partidului că acele persoane, consilieri locali în funcție, sunt aparținătoare altui partid. Acum, eu am văzut... Deci s-au dus la alt partid consilierii locali? Păi din ce apare pe rețele de socializare... Care sunt... consilier local? Păi știți și dumneavoastră, cei care sunt pe afișele din electorale din Hațeg, pe bannerele electorale. Sunt consilieri care au motivat plecarea din PNL Hațeg pe motiv că a fost impus un candidat pe sub ușă sau prin spate. Departe de mine, gându-se, au în analiză expertiza capacitățile acelei persoane. Păi stai, domnule, că dacă vă gândiți la aceeași persoană la care mă gândesc și eu, și acum am dat seama că aveți dreptate, că au migrat teoretic de la un partid la altul. Da, faptul că o persoană din exterior... De nemulțumire, ziceți dumneavoastră. Nu văd alte motive. Da, acum susțin sus și tare aici că, este nelămurirea mea. Susține un alt candidat. Nu, aici este nelămurirea mea. Pentru că, pe de o parte, nu ești mulțumit de o persoană așa este impusă. Nu cred că a fost impusă. A fost validată prin votul în cadrul biroului. Această persoană este candidatul. Persoană rezonabilă, cu calități, păcat că nu mai are echipă în spate. Pentru că acea echipă care... Păi, jumătate din echipă, mă rog, parțial din echipa liberală, a plecat la alt partid. Pe motivul că nu este de acord cu această impunere. Dar, pe de altă parte, eu îmi pun întrebarea și cred că toată lumea și-o pune și dumneavoastră, ați reiterat-o în diverse întâlniri, din acea formațiune politică care nu are lider, susține prin acea alianță creată la nivel național, județean, probabil și local, același candidat. Păi haide, dom'le, când spuneți despre acest om? La PMP, președintele PMP Hunedoara a declarat sus și tare că nu există alianță politică și că nu vor face alianță politică și nu susțin pe nimeni. Punct. Plus că PMP-ul a fost exclus din alianța. Păi dați voie să mă transform în moderator, să vă întreb eu pe dumneavoastră de ce PMP-ul la nivel de Hațeg nu are candidat la funcție de primar? Păi ce mă întrebați pe mine? Întrebați-i pe ei. Păi nu, retoric v-am întrebat. Da, o să-i întreb eu pe ei când doar să vină în emisiune, că și mie mi se pare ciudat. Pentru că se vehiculează foarte mult cea idee de constituirea polului de dreapta. Acum dreapta, nu stânga... Nu există, domnule, PMP-ul a fost exclus din Uniunea asta națională. Deci nu există, nu cred că se fac locale alianțele. De ce? Cel puțin asta spunea Traian Băsescu aseară, care e președintele onorific al partidului. L-ați urmărit? Nu l-ați urmărit. Și onorific și de facto. De facto, nu știu, nu putem face asta. Eu știu că altcineva e președintele partidului. Revenim la noastră. Dar nu deci, vreau să vorbim despre PMP acum, că e treaba lor. Nu eu vorbim. Știu că domnul Arion a spus că nu susțin pe nimeni. Și mie mi se pare interesantă o anumită abordare într-un anumit oraș, probabil că nu știe stânga ce face dreapta sau încă nu s-au așezat apele. Problema este și mai complicată și mai delicată din punct de vedere a esenței. Eu nu înțeleg. Momentul în care eu nu mai sunt membru al unui partid, nu sunt consilier. Am fost consilier, am plecat pe fond de nemulțumire dintr-o echipă politică, da, și vin să promovez să reconstruiesc Hațegul. Corect. Intenția este foarte pozitivă, dar până acum ce am făcut? Nu mai ziceți o dată cum ați pierdut. Deci am fost consilier, am plecat. Am plecat la altă formațiune politică. Corect. Pe motivul că să ne reconstruiesc Hațegul. Și acum și sincer, Hațegul nu este dărâmată. Tocmai de asta vă spun că... Se leagă exact de tema emisiunii, care este Hațegul pe loc sau înainte. Și acum tragem concluzia care? Păi din punctul meu de vedere nu este pe loc. Deci cât aș fi eu considerat ca neapărat opozant din punct de vedere politic, dar nu persoană care să recunoască că totuși în Hațeg, în ultimii cel puțin 4 ani, ca să nu mergem mai spate... De acum, nu de în ultimii 4 ani. Păi ultimii 4 ani, pentru că proiectele de finanțare... Păi da, dar acum, având în vedere că dumneavoastră îmi spuneți cu subiect și predicat mi-ați zis, eu nu interpretez, spuneți-mi dacă am interpretat greșit, că Partidul Național Liberal, care are candidat la Hațeg, ziceți dumneavoastră neagrea de unii dintre membrii PNL. Dumneavoastră, în calitate de fost penalist, spuneți că ați fost exclus din partid. Păi, și atunci nu-i pe loc că echipa PNL-ului e ruptă în momentul ăsta, Hațeg. E țândăr, e zob, e unul într-o parte, altul într-alta. Nu, asta trebuie să trag concluzia din ce mi-a spus dumneavoastră. Păi poate am greșit trebuie eu. Să acceptați realitatea existentă, pentru că asta este.
în condițiile în care viceprimarul, administratorul public, membru de partid, coordonator de campanie nu mai este. Păi dumneavoastră, da. Dumneavoastră a spus că viceprimarul nu va mai fi. Este afirmația dumneavoastră. Păi n-a spus că nu va mai fi, a spus că pe sursă, am auzit. Consilier din cadrul Consiliul local existent, ca și reprezentanța ai Consiliului local, eu nu știu cum au votat, în ședința ordinară a lunii trecute. Păi stați, cum e ședință și luna asta. Nu, eu îmi pun întrebarea, cum a votat, din punct de vedere... Deci în momentul de față la Hață există consilieri locali, care sunt consilieri, din partea PNL-ului și apar pe BNR-le altui partid. Da, bun, din punct de vedere juridic, din cele verificate, nu este o ilegalitate atâta timp cât... apartenența politică la acel partid sau renunțarea la acel partid n-a fost făcută printr-un document către Consiliul păi local. Păi da, domnule, dar ești acolo. E, nu, este responsabilitatea fiecăruia. Și ești consilier local în funcție. Nu discut aceste aspecte pentru că ele vor face analiza electoratului la vremea respectivă. Părerile pot fi împărțite, dar starea de fapt există. Da, într-adevăr, consilieri locali al unui partid, se află pe bannerele altui partid, la ora actuală. Bun, nu, proști, este, o problemă, este o problemă care nu mă privește direct, dar ca și cetățean, îmi pun această întrebare, oare, până unde, oare, până când se poate merge așa? Păi ce ziceți dumneavoastră, că asta e, cum ați califică-o? Oportunism. Oportunism? Da. Oportunism. Pentru că dacă vreau să-mi duc ideile mai departe, eu am o vinovăție că am fost exclus, conform deciziilor statutare ale partidului, care nu le-am contestat. Da, și oarecum, de vină. Ok, nicio problemă. Dar în condițiile în care eu mi-am asumat, pentru că, într-adevăr, am vehiculat la un anumit moment că intenționez să candidez la funcția de primar. Bineînțeles, la început în interiorul partidului, ca să vedem cum stăm, și ulterior a fost persoana, am ieșit, între ghilimele vorbind, cea mai șifonată. Dar nu este o problemă, pentru că, sincer, îmi convine acest statut de om liber. Din punct de vedere politic. Și nu numai. Acum, dacă era să fiți dumneavoastră candidatul, probabil că v-ar fi convenit și statutul de potențial candidat. Vreau să vă spun cu sinceritate și vă repet, că am mai menționat la începutul emisiunii, pentru a fi primar trebuie să ai și alte calități. În primul rând, să fii acceptat de echipa din care faci parte. De aici încolo, las la aprecierea noastră și la analiza celor care vor acceptă electoratul și să te analizeze. Păi electoratul poate că te acceptă, dar în primul rând trebuie să fii promovat. Și nu vreau să fiu retoric, dar cred că știți foarte bine cum se promovează la nivelul partidelor politice oameni. Din păcate, știu. Din păcate, pentru că PNL-ul a venit pe eșicher promovând meritocrație. Eu vreau să vă spun cu subiectivismul respectiv, că nu este nicio meritocrație. Am, inclusiv eu, și s-a acuzat în politicile altui partid. Nu este nicio diferență. Toate practicile sunt identice în interior. Vă spun cu toată sinceritatea. Dar cred că asta e problema cea mai puțin importantă vis-a-vis de ce discutam, dar dacă dumneavoastră insistați... Păi am insistat pentru că mi s-a părut interesant și cine știe, până la urmă, dacă vă mai prind în studio, dacă mai acceptați sau acum, o invitație... Acum eu să accept, fac o promisiune în avans. Problema e ca dumneavoastră să mă mai invitați, pentru acum că... Acum să nu pune lucrurile așa, sunt mai multe de spus... Dacă am spus că vă invit, oricum timpul zburdă, stăm foarte aproape de finalul emisiunii. Sunt multe probleme de discutat la nivelul strategic pe care ar trebui să meargă Hațegu în continuare. Cum? Sunteți administratorul public al orașului, stați acolo cu pulsul în mână, cu evenimentele, cu oamenii, cu toate astea. Atât că mai îmi permite situația. Cum vedeți Hațegu pe loc sau înainte? Ziceți că a mers înainte, se putea Hațegu, și mai bine. Hațegu îl văd evoluat, îl văd progresiv, îl văd cu potențe mari de a merge înainte. Deci este pericolul să rămână pe loc? Nu cred. Pentru că din ce apare acum pe eșicher, cel puțin persoanele la nivel reprezentativ ca și candidat la funcția de primar, potențial candidat, îi văd destul de rezonabil, destul de deschiși. Problema este de la vorbe la fapte. Problema este cum abordează, pe termen, mă refer, încă o dată mă repet, mediu, nu scurt, pentru că la ora actuală să știți că vor fi probleme la nivel de investiții în cadrul proiectelor viitoare. Eu ce am văzut până acum în orașul nostru mi se pare foarte subțire.
Bun, cred că una din problemele majore pe care eu le-am ridicat și pentru care am fost foarte vehement, lipsa de comunicare și de transparență vis-a-vis de ce s-a făcut. Să știți că s-a făcut. Da, nu, poate am greșit, nu neapărat transparență, ci comunicare. Multe lucruri s-au făcut în HATSEG. Acum nu pot să spun că de cine în nume propriu, dar echipa, și aici mă refer în mod special nu la cea politică, pentru că nici un membru al Consiliului Local n-a votat împotriva unui proiect benefic pentru oraș, nici unii, nici alții. Dar echipa la nivelul aparatului administrativ, vă spun sincer și aici cu mândrie o spun, am avut și am colegi de o calitate deosebită. Doar că volumul investițiilor și volumul de muncă la care au fost supuși este uneori peste măsura capacităților lor. Și această temă putem discuta. Deci două probleme majore la nivelul administrației din HATSEG pentru a mări viteza pe următoarea etapă, pentru că vin noile axe de finanțare, cele 7 pe programul 2021-2027, trebuie pregătite din timp. Păi cu cine, domnul Marii, nu se dacă poate. Îmi spuneți că nu vă spun un simplu proiect care trebuie demarat urgent și care n-am putut, este o nerealizare a etapei 2016-2020. Un proiect de cadastrare imobiliară la nivel de oraș. Pentru că dacă există pe axele de finanțare la nivel național, pe măsura, dacă nu greșesc, 11, cadastrarea sistematică în domeniul rural, terenurile agricole din extravilan, imperios să impune proiectul de cadastrare urbanistică. Administrarea domeniului public și privat al orașului trebuie cadastrată, pentru că orice investiție, indiferent de forma de accesare a surselor de finanțare, că e pe CNI, că e pe PNDL, că se va numi 3, 4, că 1 și 2 s-a consumat, că vine pe POR, programele operaționale regionale, că nu e cazul de AFIR pentru că se referă la comunitățile rurale. Indiferent pe ce axă de finanțare mergem, unul din documentele necesare care sunt eliminatorii este aviz tehnico-CPI. Acel aviz tehnico-CPI se ia pe baza extrasului CF care atestă proprietatea terenului. Și ca să exemplific foarte pe scurt, noi prima dată trebuie să știm unde ne întindem, care ne este plățul. Scuzați în terminologia. Acum aveți dreptate, dar nu știu zău care să vă fie plățul, având în vedere că mulți ați fost puțini, ați rămas. Dar eu nu vorbesc pentru mine. Eu vorbesc și ar trebui pentru oraș. Nu mă deranjează dacă cineva... Păi eu, dacă nu veți contract, candida degeaba, nu candidați... Nu știu, probabil am în intenție de a candida în calitate de consilier, potențial consilier independent. Local. Da, pentru a fi o voce și a-mi aduce aportul, indiferent de cine va veni la conducerea orașului Lațe, formațiune politică, persoană. Dacă consideră că experiența mea de 20 de ani în administrație îi poate fi benefică, fără nicio intenție de altă natură, pentru că eu am un contract care expiră și o vă explic foarte pe scurt la 45 de zile după validarea mandatului noului primar. Deci este un contract de management, sunt persoane contractuale, dar sunt niște lucruri care trebuie rezolvate foarte urgent. Politica de personal prin dezvoltarea unei direcții de dezvoltare a orașului în cadrul aparatului propriu al primarului, unde să avem acel compartiment de accesare, redactare, proiecte europene, accesare, implementare. Aici extind foarte puțin și termin, pentru că o consider mult mai benefică decât scoaterea la licitație către firmele de consultanță. Pentru că acolo, în acea direcție, ai și urbanismul, amenajarea teritoriului, compartimentul atât de investiții, ai arhitectura, ai acel compartiment, îl poți crea acel compartiment de fonduri europene și ai în colaborare cu direcția economică și compartimentul de achiziții. Ori dacă astea nu sunt prioritățile zero, nu spun că nu sunt necesare și direcțiile de asistență socială, dar prea mult s-a pus accent pe asistența socială, că în final am ajuns o țară de asistat social. Sunt niște direcții, sunt din mult mai multe. Din punct de vedere al candidat, așa, din experiența pe care o aveți dumneavoastră politică, și cu asta închei și o să vă rog să-mi răspundeți foarte scurt. Ca HATSEG-ul să meargă înainte și să nu rămână pe loc, așa cum e tema emisiunii, va fi un primar după 27 septembrie, în varianta în care avem alegeri atunci. Are HATSEG-ul în momentul ăsta candidați potenți ca și pentru funcția de primar? Orice candidat poate deveni un primar real pentru cetățenii din HATSEG. Da, eu am încredere că oricare din ei ar putea deveni un primar
Păi mai înainte spuneați că erați nemulțumit de candidatul de la... Nu, n-am spus că sunt nemulțumit. Nu, am spus că, din păcate, nu are echipă. Nu, foarte bine, am fost înțeles greșit. Persoanele în cauză ne cunoaștem foarte bine. Au expertiză pe pregătirea profesională. Sunt oameni de conduită morală profesională ireproșabile. Nu am ce să aduc negativ la adresa acestor candidați. Problema este și se pune că nu candidatul singur face toată treaba. Trebuie să ai lângă tine un consiliu local, trebuie să fii, din punctul meu de vedere, ca primar, să fii aplicat, pentru că nu înseamnă că a fi primar trebuie să fii cel mai expert, doctor în anumite direcții. Nu, trebuie să fii aplicat, pentru că de aceea este aparatul propriu al primarului, a este consiliul local. Cu zugărnicie sau a plecat? Nu. Să știți că ar trebui eliminată influența politicului după ce ai ajuns primar. Politicul să-și facă treaba lui la nivelul decizional, acolo, în cadrul... Are sau nu are? Are. Și eu cred în... Toți? Păi acum, sincer, nu-i cunosc pe toți. Din câte am înțeles, sunt 2-3. Care 2-3? Voi vă spun eu, Pușcaș, domnul Pușcaș, domnul Crai, domnul Timiș, care și-a anunțat de curând candidatura, mai vreau... Haide să vă spun. Probabil că vine și viceprimarul, cine știe? Nu, eu vă spun deschis, fără să supăr pe cineva sau să apăr pe cineva, cred că lupta la Hațe se va da pe cei doi poli. Așa zis și stânga, dreapta. Pentru că nu vreau să aduc atingeri vreunei persoane, dar să lăsăm trecutul, să ne uităm în viitor. De felul în care se promovează... Trecutul ne definește, domnul Mariș. Da, dar nu trebuie să ne... Nu putem să ne ignorăm trecutul. E adevărat că nu trăim în trecut, da? Nu trăim în trecut, îl respectăm. Vedeți că sunt unii care zic că a fost mai bine pe vremea Ceaușescu. Fiecare o mare dreptul la părerea lui. Dar evoluția. Ați făcut un sondaj de opinie pentru dumneavoastră. Eu nu pot să fac sondaj de opinie, că nu sunt casă de sondaj. Nici nu mai pot să stau cu dumneavoastră în emisiune, că mi-ar face mare plăcere. Vă invit la altă emisiune. Știi cine va câștiga la orașul Hațe? Nu mă interesează acum. Nu vă spun eu, cetățeanul. Corect. Din orice punct de vedere, câștigă sau pierde, e cetățeanul. Ar trebui ca cetățeanul să fie cel câștigat. Discutăm în altă emisiune, domnul Mariș. Cu drag, mulțumesc pentru invitație și vă salut cu respect. Stimați, și toți ațeganii. Stimați telespectatori, Eugen Mariș, administrator public al orașului Hațeg, a fost invitat în fotoliu cu Ghim și fost membru PNL. Sunt Adrian Simonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, numai bine!